Aceasta este o urmă de mâță în în nisipul de la Lord of Lens. Ca să aflați și voi ce s-a întâmplat, o să-l rog pe motorul puțin să țină camera. Bun, azi noapte pe la 2:00 și ceva s-a provocat o extorsiune în urma unui degajament. Cineva a lăsat geamul deschis la bucătărie, așa că senior Dorin l-a dormit toată noaptea. O mâță s-a infiltrat în sediul Lord of Lens. N-am putut dormi cu soția mea în pat. N-am putut dormi cu soția mea în pat și după care puteți vedea. Ne-a anunțat senior Dorin că a pornit alarma de vreo 2 ori. L-am trezit pe săracul domnul Dorin și a zis că are și treabă toată ziua astăzi. Oricum, în dimineața asta l-am aplaudat. Asta este un lucru foarte important și i-am oferit energia noastră cu tot ce are el de făcut astăzi. Peripețiile lor, domnule, exact așa s-a întâmplat și ieri când a căzut Bușteanu. Se întâmplă lucruri voodoo aici, e plin de energie. Energie pozitivă. Chiar și poliția a oprit foarte multe mașini astăzi aici, în fața sediului. Nu știm ce să mai facem, trebuie să ne oprim cumva sau dacă nu, trebuie să continuăm și să dăm mai tare, nu? Da. Cu siguranță. E din cauza perineului, sigur. L-am forțat ieri de la Hamu, de la Aventura Park și din cauza asta s-au întâmplat toate chestiile astea cu energiile. Da, la Aventura Park, cei care au trecut peste obstacole, astăzi au venit foarte în formă la sediu. Sunt deja pe treabă, sunt deja cu telefoanele. Sper să nu-i deranjăm. Uite, lăcră pleacă la rotar. Nu e rău. Gata.